Fermierii, asociațiile de producători și întreprinzători din sectorul agricol, să știți că lună de lună, dragii mei, în acest an, se vor întâlni față în față cu reprezentanții Ministerului Agriculturii la conferințele AgroStandard. Marius Șerban este organizator și ne va vorbi acum despre următoarea întâlnire care va avea loc în luna februarie. Marius, noi ne cunoaștem de ceva vreme din presa scrisă, dar să spunem și celor care ne privesc, cine este Marius Șerban și cu ce preocupări în presa agricolă? Da, ne cunoaștem de ceva vreme, sunt 2 ani de când lucrez în presa agricolă. Înainte am lucrat, sunt de 10 ani în presa economică, din 2003, de mai bine de 10 ani lucrez în presa economică. Înainte am lucrat la agenția de presă Mediafax, la Business Standard, la Realitatea TV. Și mai nou am un proiect, mă ocup de un proiect, coordonez un proiect, se numește AgroStandard, care, mă rog, este o, se axează pe o serie de conferințe ultra specializate, conferințe pe care vrem să le... Pe teme agricole. Vrem să le organizăm regulat. Noi ne-am propus să facem la fiecare 2 luni o conferință pe teme foarte specifice, foarte de actualitate pentru fermieri. La conferințele astea vrem să aducem președinții de asociații, fermieri, foarte mulți fermieri vrem să avem în sală. Vrem să invităm și factorii de decizie și reprezentanții Ministerului Agriculturii, reprezentanții Ministerului de Finanțe, reprezentanții autorităților locale. Ideea de bază de la care am pornit este să facem un brainstorming, să aducem toți oamenii, toate vocile avizate dintr-un anumit domeniu, dintr-un anumit sector al agriculturii, care, cu ajutorul căruia să dezbatem problemele presante, foarte, foarte fierbinți ale agriculturii românești. Deci cam asta este mare ideea de la care am pornit cu aceste conferințe. Înțeleg că este o serie nouă de conferințe, dar înainte ați mai avut astfel de conferințe pe subiecte agricole? Da, prima conferință a avut loc la sfârșitul lunii decembrie, în care am vorbit normal despre o temă foarte de actualitate și foarte fierbinte. Vânzarea terenurilor agricole, în special vânzarea, înstrăinarea terenurilor agricole, vânzarea terenurilor agricole către străini, către străini persoane fizice. Și am avut la conferința asta invitația, a fost mai mult așa, o conferință de socializare, de cunoaștere, atât au permis temele, care au fost foarte... Și până la urmă am reușit să aducem la conferință toți președinții de confederații, toți președinții de asociații, au fost foarte mulți fermieri, a venit domnul secretar de stat, fostul secretar de stat Irimescu. Și ce impact a avut? Din punctul de vedere al fermierilor, cum să spun, discuția a fost foarte animată. În niciun caz n-a fost un concurs de speech-uri sau o dezbatere sterilă. A fost o discuție foarte aplicată cu feedback din sală, s-au pus foarte multe întrebări, a fost o dezbatere vie și foarte, foarte, foarte la obiect. Deci, din punctul nostru de vedere, ne-am atins obiectivul. Deci, în urma dezbaterilor au ieșit la iveală, au fost diseminate în spațiu public niște idei foarte interesante, pe care noi ulterior le-am, cu ajutorul partenerilor, am reușit să le diseminăm în spațiu public și, mă rog, cu ajutorul partenerilor și cu... Deci a fost preluată informația de presă și prezentată... Cam așa, cam asta ne-am propus. Deci nu, finalitatea va, deci nu va fi doar un simplu brainstorming și lipsit de finalitate. Ideile astea vrem în urma dezbaterilor să le diseminăm în spațiu public. Dar cu siguranță mă gândesc și la un alt scop, dar asta confirm tu, dacă așa este, eu așa mă gândesc că inițiativa ta vizează, eu știu, poate sensibilizarea autorităților publice în ceea ce privește temele abordate, în ideea de a lua niște decizii importante pentru fermieri. Pentru asta îi și invităm. Pentru asta, deci, invităm autoritățile. Am invitat, evident, și pe domnul ministru Daniel Constantin. Asta este foarte bine, pentru că, totuși, ceea ce se va vorbi acolo nu va rămâne în perimetrul conferinței, ci va ajunge și în fața autorităților categoric, pentru a lua categoric, asta deciziile. Este. Deci, poți să-i spui că facem puțin lobby pentru fermieri. Nu, ideea este ca...
niște idei, niște probleme foarte presante pe care noi le identificăm cu precizie în cadrul conferințelor, vor fi după aia comunicate prin mijloace mass media către factorii de decizie. Deci cam asta este obiectivul final al acestor conferințe, să sensibilizăm autoritățile cu probleme cu privire la adevăratele probleme ale agriculturii, pentru că până la urmă fermierii și președinții de asociații știu cel mai bine cu ce se confruntă anumite sectoarele în care activează. Adică de-aia ne bazăm pe fermieri, ne bazăm pe președinții de asociații și apoi ideile care se desprind din conferință vor fi comunicate factorilor de decizie. Acum revenind la seria de conferințe pe care urmează să o pornești, când va avea loc prima conferință și care va fi tema discuției? Deci asta e deja a doua conferință, prima a fost în decembrie, prima din acest an. Am stabilit deja data, va fi pe 11 februarie și se știe locația? Da, la Academia Română. Și sperăm noi că va fi de larg interes, pentru că vom aborda o problematică cumva trecută cu vederea de mass media din România. Ne vom apleca foarte atent asupra fermelor de familie, asupra micilor fermieri, pentru că, după cum știi, în România fermele de familie sunt demonizate, sunt blamate, nimeni nu are încredere în acest gen de agricultură. Contrar a ceea ce se întâmplă în restul Europa, Europei. Da. În Europa tendința este chiar inversă. Deci citeam zilele trecute niște materiale, ce se întâmplă în Franța, în Germania. Ei vor să limiteze cumva marile ferme și să se aplice foarte atent asupra fermelor de familie. Da, ei susțin prin tot felul de acțiuni. Da, au tot felul de programe, Deci, fermele de subsistență. Numai la noi nu se întâmplă așa, nu neapărat fermele de subsistență, fermele mici, fermele mai de dimensiuni medii, adică numai la noi nu se întâmplă așa, la noi întotdeauna micul fermier este subfinanțat, micul fermier nu poate să-și cumpere utilaje, micul fermier nu are acces la un credit bancar, micul fermier nu poate să acceseze fonduri europene pentru că este imposibil să vină cu partea lui de cofinanțare. Deci la noi micul fermier practic nu există și din acest motiv cumva se leagă cu tema primei conferințe. Din acest motiv rezultă și hemoragia asta de terenuri arabile, de vândute, pentru că oamenii practic, neavând cu ce să le lucreze, neavând fonduri, neavând fiind decapitalizați foarte tare, nu mai își pierd legătura cu pământul, deci nu mai reușesc să-l și atunci normal îl vând. Acum, având în vedere temele abordate și sunt convinsă că pregătești și alte subiecte interesante, mă gândesc că sunt așteptate de fermieri. De ce? Pentru că până acum ei nu au avut ocazia să se exprime și sunt convinsă că așteaptă astfel de momente în care să-și spună păsurile. Important este să nu rămână doar la nivelul acesta și să se întâmple odată pentru totdeauna ceva bun și cu agricultura românească și să iasă din conul ăla al cenușăresei, da, de umbră și să fie privită cu mai mult interes. Au avut și până acum micii fermieri ocazia există conferințe organizate de Qatar, de Ropac, în care se adună și vorbesc și dezbat la un nivel înalt problemele, pentru că ei le cunosc cel mai bine. Numai că practic nu a existat legătura cu mass media, nu a existat legătura cu presa, dacă știi și tu foarte bine că la conferințe vin 2-3 jurnaliști care scot niște informații care oricum sunt de multe ori pe din afara subiectului și nu abordează temele importante care răzbat din conferința respectivă. Noi tocmai asta ne propunem, nu vrem să scoatem o singură știre din conferința respectivă, vrem practic fiecare idee să o analizăm în profunzime, să o dezbatem în profunzime. Deci chiar după ce se termină conferința, ideile alea vor fi preluate și dezbătute și dezbătute cu toți factorii implicați în sectorul respectiv. Da, așa este, însă mă gândesc că cei mai importanți sunt fermierii la acest moment și poate că lor va trebui să le dedicați mai mult spațiu, mai mult timp, mai multă atenție, pentru că, uite, au nevoie și de susținerea noastră a ziariștilor, dar și a autorităților. Pe până la urmă, dacă nu se iau decizii în favoarea lor, conferințele pentru ei nu-și ating scopul.
Noi asta ne-am propus. Vrem să aducem în sală sute de fermieri. Deci vrem să aducem în sală sute de fermieri. O să aibă microfoane. Ai ocazia întrebări, să le lansezi invitația întrebări. De a participa exact, la conferință. Exact. Deci, deci noi ne dorim cât mai mulți fermieri în sală care să pună întrebări autorităților, care vor fi de asemenea prezente. De asemenea, ne dorim printre speaker și președinți de asociații, președinți de confederații, care știu foarte bine, cunosc foarte bine problematica din fiecare sector în parte. Deci vrem cumva să facem o mișcare de jos în sus. Nu, după cum ți-am zis, nu vrem să fie un concurs de speech-uri sau o dezbatere da, sterilă. Să spunem încă o dată, data și locul. 11 februarie, Academia Română, discutăm despre micile ferme de familie. Nu-mi rămâne altceva decât să spun succes și o să te urmărim cu mare interes. Mulțumesc!